conduci organizația de București dacă, decât dacă poți și dacă ești bun, că altfel te ejaculează. Ce să faceți? Te ejaculează. Bine v-am găsit, vă mai aduceți aminte de primarul care este Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 din capitală, se hotărăște dacă va candida din nou la primărie sau dacă va face o surpriză de proporții. Anume, Vanghelie ar intenționa să candideze la primăria generală a Bucureștiului și cu această ocazie să încurce PSD-ul în lupta pentru câștigarea primăriei. Dacă Vanghelie ia între 5-10% din voturile PSD, candidatul partidului oficial, senatorul Gabriela Firea, poate fi învinsă de liberalul Ludovic Orban. Între Vanghelie și liberal se coace așadar o alianță, mai ales că la sectorul 5 PSD-ul l-a sfidat pe Vanghelie. Vanghelie voia să-și pună drept candidat PSD un urmaș, un băiat de al său, ascultător. Însă PSD l-a desemnat pe deputatul Daniel Forea să câștige primăria de la sectorul 5 după ce coloratul Cristian Rizia s-a ales cu dosar penal. Daniel Forea este un băiat isteț, dar bine uns cu toate alifiile politice, fotbalistice și juridice. Acest Forea are un traseu profesional interesant. A fost până în 2012 președintele Comisiei de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal, deci a lucrat îndeaproape cu penalii fotbalului românesc, cu frații Becali, cu Mitică Dragomir, cu Borcea sau cu Florian Walter. Pe Gigi Becali, Florea îl cunoaște cel mai bine. Actualul deputat PSD l-a judecat pe Becali în celebrul caz Valiza. Florea era atunci președintele Curții de Arbitraj pentru Fotbal. El a anulat atunci toate sancțiunile dictate împotriva echipei Steaua și a lui Gigi Becali, deși finanțatorul a fost prins în flagrant când se pregătea să dea șpagă 1,7 milioane de euro echipei Cluj. Becali a pierdut banii și s-a ales cu dosar penal. Însă judecătorul fotbalistic Daniel Florea a considerat că Becali nu a încălcat regulamentele Federației de Fotbal. Acest Daniel Florea are experiență cu pușcăriașii, deoarece timp de 7 ani a fost judecător la Constanța, ce-i drept însă în domeniul civil. Florea a intrat în politică în vechiul Partid Democrat, iar în 2008 a candidat la o funcție de senator de Constanța. Înainte, între anii 2005 și 2008, Daniel Florea a ocupat o funcție extrem de importantă și sensibilă, din prisma privatizărilor păguboase făcute de stat. Florea a fost șeful direcției de control din Avas în timpul mandatului liberalului Teodor Atanasiu. În 2009 însă îl regăsim în calitate de consilier la dreapta ministrului transporturilor, Radu Berceanu, lider al PDL. Așadar, acest deputat Daniel Florea s-a mișcat mai tot timpul în zona de putere politică și de influență. În 2012 Daniel Florea ajunge deputat PSD de Călăraș, deși nu avea nicio legătură cu județul din Bărăgan. Acum oportunistul Florea vrea să ajungă dita mai primar al sectorului 5 din București, în condițiile în care politicianul recunoaște cu greu străzile din sector. Partea bună este că dacă Daniel Forea ajunge primar în cel mai sărac sector al capitalei, el va păstra tradiția, anume că toți primarii de la 5 sunt putreți de bogați în comparație cu locuitorii. Florea a făcut bani frumoși de pe urma penalilor din fotbal, dar are și o soție destoinică. În 2013, deputatul Florea a declarat că a încasat 300.000 de euro de la cabinetul său de avocatură. În 2014 a declarat 700.000 de euro pentru ca în 2015 să se mulțumească cu doar 120.000 de euro. De unde vin grămezile astea de bani pentru acest social-democrat? Deputatul Florea a încasat sutele de mii de euro pe cabinetul de avocatură de la importante companii de asigurări, dar și de la un fond din subordine Autorității de Supraveghere Financiară, ASF. Clienții deputatului sunt Euroins, Omniasig, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, alcătuită din toate companiile de asigurări din țară, care practică asigurarea RCA și se află în subordinea ASF, dar și surpriză de la ANRP-ul cu probleme penale. Surpriza și mai mare este că soția deputatului Forea deține funcția de președinte al Institutului de Management în Asigurări, IMA, organism fondat de Autoritatea de Supraveghere Financiară ASF. Adică soția deputatului este șefa profesorilor care învață școală pe managerii din firmele de asigurări, iar Florea, a naibii coincidență, primește bani grei tocmai de la firmele de asigurări. Ce mai putem spune? Un asemenea tip descurcăreț și bogat este în mod evident pregătit să ia locul lui Marian Vanghelie la sectorul 5. Dar nu uitați, aveți totuși grijă la buzunare!